Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre ariile și volumul cilindrului circular drept. Cilindrul circular drept este corpul obținut prin rotația unui dreptunghi în jurul unei drepte ce conține o latură sau o axă de simetrie a dreptunghiului. Bazele acestui cilindru sunt discurile de centru O, respectiv O' și raze R. O prim este înălțime, notată în continuare cu H, și A prim, respectiv BB prim, generatoare, notate G. O prim este perpendiculară pe planul bazelor. Observăm că înălțimea este congruentă cu generatoarea. De asemenea, secțiunea axială a acestui cilindru este dreptunghiul ABB'A' Cu dimensiunile 2R, respectiv G. Desfășurarea suprafeței laterale este reprezentată de un dreptunghi care are lungimea egală cu lungimea cercului bazei și lățimea egală cu generatoarea. Obținem astfel area laterală egală cu 2 g. Area totală, fiind egală cu suma dintre area laterală și ariile celor două discuri, Obținem area totală egală cu 2pi r pe lângă r plus g. Volumul cilindrului este egal cu produsul dintre area bazei și înălțime. Rezultă volumul egal cu pi r pătrat h. În continuare, ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza aceste formule. Secțiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu latura de 4 cm. Calculați area laterală a cilindrului, calculați area totală a cilindrului și calculați volumul cilindrului. Știm că secțiunea axială este patrulaterul laterul A, B, B, A, despre care cunoaștem că este pătrat. Deci, generatoarea este egală cu diametrul, având valoarea de 4 cm. Astfel, obținem raza de 2 cm și putem înlocui în formulele învățate. Area laterală fiind egală cu 2 pi rg, obținem 16 pi cm pătrați. Area totală, având formula 2 pi r pe lângă r plus g, obținem 24 pi cm Și volumul egal cu pi r pătrat h, va fi egal cu 16 pi cm cub. Acum că stăpânim formulele, vă propun să aflăm masa unei țevi cunoscând densitatea acesteia. Ne amintim formula densității egală cu raportul dintre masa și volumul corpului. Știind că diametrul exterior al țevii este 12 mm, diametrul interior 8 mm, lungimea 100 cm și densitatea 5,4 g pe cm3, vom calcula masa corpului. Volumul țevii reprezintă diferența dintre volumul exterior și volumul interior. Cum dimensiunile nu sunt exprimate în aceeași unitate de măsură, este indicat să lucrăm în centimetri. Cum raza este egală cu jumătate din diametru, obținem raza exterioară 0,6 cm și raza interioară 0,4 cm. Am notat R indice E raza exterioară și R indice I raza interioară. Înlocuind în formula volumului, obținem volumul exterior egal cu 36 pi cm3 și volumul interior egal cu 16 pi cm cubi. Volumul țevii este egal cu diferența dintre cele două volume, respectiv 20 pi cm cubi. Masa, fiind egală cu RORV, v, obținem 108 pi, care este aproximativ egal cu 339,12 grame, folosind aproximarea cu două decimale a numărului rațional Pi. Acestea au fost aplicațiile noastre. Ne amintim formulele de arie și de volum ale cilindrului circular drept, și până data viitoare vă las să vă gândiți la următoarea problemă.